Bun, lăsăm pentru timpul să, să decidă. Atunci oferă-l cuiva date-ul. Giuliei? Nu. Cu Sebastian. Oh. E de zi, frate, ce și atâta. Pe bune. Duceți-vă. Nu pot să fac așa ceva, doamna Andreea. Doamne, dar ce frumos eu a fost. Eu vă frumos, sunteți foarte drăguți. A fost pe placul tău omleta? A fost bună? Poftim? Omleta, a fost bună? A fost bună, da, chiar și am mulțumit frumos. Astăzi ai fost mai vesel ca niciodată. I-am spus. Parcă ai fost alt om. Este efectul Giulia, prezenței Giuliei, sau efectul absenței Robertei? Eu cred că e din absența Robertei. N-a sunat bine. Ia-ți repede la montaj, vă rog. Să nu se uite că... Nu, doamna Andreea, vreau să vă zic că... Nu se poate. Am zis că la finalul zilei o să-mi trag o concluzie cum ar veni. De? E prima zi aici în casă în care am fost și eu mai libertin așa și am vrut să văd cum ce sunt, crezi, cum simți mai bine ca niciodată. Nu e adevărat, dar... Sebastian, îți place cum ai fost? Cum am fost astăzi? Da. Cum am fost? Am fost destul de natural și destul de normal. Am râs, am glumit, am fost... Natural, dar ai fost nu ești vesel. De obicei. Vesel, fără nervi. Ai fost vesel, ai fost plin de viață, ai fost relaxat. Ai fost, în termenii tăi, foarte mișto. Bă, Sebi, nu vrei să votăm pe Roberta, frate? Nu-i spunem. Hai, nu avea din astea, frate. Mă gândesc. E prea de vreme pentru glumele astea. Nu mai știu de-astea că râde și el, dar nu pot. Umeam că s-a simțit bine, doamne ferește. Glumă! M-am simțit glumă. Bine. Ce a zis? Deci vă rog frumos, fata aia se simte rău. Ce a zis? O doare stomacul și voi ce faceți aici? Glumă, Roberta, iartă-ne. Dar ce ai zis, Giulia? Că ai râde și tu, dar nu poți să te abții. Că aș râde și eu, dar nu pot să mă abțin. Nu, am avut niște discuții destul de normale, doamna Andreea. Și am zis și eu la un moment dat la masă că dacă mă simt bine și râd și facem colegială pe aici, asta nu înseamnă că nu mă gândesc la ea. 500 de euro. Dar nu-i ruptă. Spargi. Vezi să nu spargi. El și-a luat rulul de electrician în serios. O mie, brațul ăla. Și-a luat rulul de electrician în serios. Doamna Andreea, mă crezi că e ale cu mie. Vai, Antoni. Dar ce faci? Electrician, zici. Că electrician. Bună, Alexandra. Ai înfiletat mine. Alexandra, nu mai le-a schimbat de becuri, l-ai luat pe Patrick. Sebastian, sincer te întreb, crezi că Giulia te place în sensul acela? Nu știu neapărat dacă în sensul ce acela, simți, dar... Ce simți ca bărbat? Ce ai simțit? Mă place așa oarecum. Nu în sensul ăla, dar de plăcut mă place. Eu țin să nu în sensul ăla să meargă atât de departe, să fie interesată să facă ceva. Păi dacă n-ai mai fi plăcut un om, nu ți-ar mai fi făcut plăcere să stai cu el la masă? Nu mi-ai mai fi făcut omletă? Nu am mai fi discutat? Nu am mai fi dar și tu ai stat cu el la masă. Așa este, dar să te placă ca și bărbat. Întrebați-o pe ea. Păi ce? Ce, că poate să-l placă ca pe un prieten. Aha. Pe un bărbat, dar nu într-un sens amoros. Doar așa, să-ți fugă așa ochii. Să-ți fie drag. Nu știu ce să zic la întrebarea asta, vă zic sincer. Eu am băgat-o în ședință. Ai zis da la masă, pe Giulia. Așa țin să cred. Vreau și eu să înțeleg ce se întâmplă aici. Ieri cu Rebecca și Antoni, astăzi cu Sebastian. Da, vă rog... Ce să fac? E ispit acasă iubirii, da. Tu și Patrick? Da, v-ați transformat în... Da, la mine. Da, că până își dă seama Patrick că de fapt noi doi ar trebui să facem ceva. Hai, poate vă trimit la toamnă la un ciubăr, dacă mai sunteți pe aici. Să vedeți dacă se leagă ceva. Sebastian, dar pe tine cum te face să te simți faptul că există posibilitatea ca o altă fată de aici din casă să te placă? Vă dați seama că este plăcut să auzi chestii de genul, doar că, na, deocamdată singura fată care contează cu adevărat în viața mea e Roberta și nu pot să mă duc în sensul Corect. Ăla și nu pot să văd. Corect, dar în lipsa ei... În pisica nu e acasă? Te simți bine. Mai. Te-am auzit.
M-am simțit bine, aș minți să zic că nu, dar asta nu înseamnă că dacă m-am simțit bine nu m-am gândit la ea sau nu o port cu mine. Doamne ferește. Oricum mâine mă aștept să vină cu drujba. 100%. Dar cine o să-i spună? A, noi nu. În gală, material, nu? Colega de cameră. Colega de cameră, 100%. Așa ceva, să nu îi se facă mai rău, vă rog. Doamne, dacă îi spunem, cred că nu se mai îmbolnăvește niciodată. Material. Material în gală, doamna Andreea. Material în gală. Să fiți noi aranjați. Da? Nu vin în gală. Material în gală. Da, corect. Am aruncat cheia. Perfect. Sebastian, dar ție cum ți se pare Giulia? Ca femeie. Doamna Andreea, mi se pare o fată destul de ok, adică rezonăm, ne simțim bine, râdem, nu știu, e ok ca femeie, ce pot să zic, dar nu mă văd cu ea în sensul ăla. Nu, cum ți se pare ea? Eu, nu știu, are hazul ei să zic așa. A fost în topul tău, Sebastian, când ai venit? Știu. Da? Uneori am mai avut cu ea niște discuții pe aici prin casă și i-am zis că de ce o arzi așa dacă eu știu că tu ești altfel. Și acum e așa cum... Cum credeai tu. Cum credeam eu, da. Adică s-a dat în latura asta la alte, de când, nu știu. Adică poate în ultima perioadă am mai interacționat mai mult, ne-am jucat și un biliard, adică vorbim cam altfel, nu mai avem ură sau râcă unul pe altul. Cu cine s-ar potrivi Giulia de aici din casă, dintre voi? Sincer, mi-e foarte greu să răspund la întrebarea asta. În momentul de față, nu știu. Uiți la mine. Nu știu să zic, doamna Andreea, sincer, pentru că e un caracter mai diferit, Giulia, și nu știu, cu Robi. La un moment dat ai spus că te-ai simțit cu Giulia cam cum se simțeau Robi și Giulia. Eu cu Sebastian ne asemănăm foarte mult, din mai multe puncte de vedere. Și între tine și Giulia... Noi am văzut o interacțiune destul de interesantă. Între mine și Giulia? Între Robi și Giulia. A fost ceva destul de interesant acolo. Păi de-aia am zis că cu Robi cred că s-ar potrivi, pentru că se seamănă foarte mult la caractere. Și cum ai zis mai devreme că... Sau cine a zis? Robi a zis eu că voi doi vă asemănați foarte tare. Păi și prin online zice lumea că suntem frați. Că... Surori. Mă rog, Sebastian, dacă vrei să... Tăiem toată bucata asta la montaj ca să nu vadă Roberta. Tu dar chiar știi. Nu vreau să tăiați absolut nimic. Asta voiam să zic. Vreau asuma, să vadă... știi că nu se poate. Vreau să vadă... Adevărat. Da, exact, că nu mă ascund după TG. Că eu nu am să-i zic și eu ceea ce s-a întâmplat astăzi, dacă va veni mâine. Dar n-am greșit. Prima dată aleg să-i spună fetele și după o să-i spun eu. Da, dar una fetele. E să audă și una e să vadă. Mai bine în gală. În gală. Sau mai bine în gală, da. Bine, poți să-i spui până în gală dacă vrei tu. Na, mai bine în gală. În gală suntem, păi stăm acolo, nu ne mișcăm. Mai bine pe aici, mai pleci, mai... Bine, nu știu dacă o să mai vină, dacă o să vină mâine Roberta. Poftim? Nu știu dacă o să vină mâine Roberta. Încă nu știm asta, pentru că se simte rău. Nu este ceva grav, ci pur și simplu este o stare de disconfort foarte mare. Antoni, Rebecca, cum sunteți? Mai bine. Da. Și-a cerut scuze. Da, dar mi-am cerut și eu. Și m-am dat să-i dau un pupic pentru că mama nu m-a lăsat să mă duc la el, că el a zis că ar vrea să stea singur. Dar eu n-am putut și mama nu m-a lăsat și m-a rugat măcar un pupic să mă să-i dau și m-a lăsat. Ți-a făcut bine pupicul, Antoni? Da. Super. Robi, Virginia, cum sunteți? Bine. Bine. Prieteni? Se poate spune, da. Cum? Se poate spune. Adică vine și-și cere sfaturi? Virginia, am cerut. Păi, dar încă n-am vorbit cu Robi. Puteți fi prieteni? Într-o oarecare măsură, da. Ai putea să-i ceri sfaturi Virginiei? Nu. Tu ai putea să-i ceri sfaturi lui Robi, Virginia? Nu i-aș cere lui Robi. Am înțeles. Suntem ok, doamna Andreea. Ce anume? Suntem ok. Ți-e greu să te abții, să nu ceri la ea? Să ceri la ea? Nu. Te simți în plus? Te simți ciudat? Eu nu mă simt în plus niciodată, doamna Andreea. Nu să mă simt în plus. Nu știu, că ești singur, că nu ai pe cineva aici. Nu, doamna Andreea, nu.
Sunt ok. Acum sunt ok. Nu știu ce e mâine, poimine, răspunde. Mai duc eu pe la el. Cum mă trezesc. Dar acum sunt bine. A detensionat puțin atmosfera. Au detensionat. Alexandra și Patrick. Chiar... Da, a avut grijă, Gage a tensionat înapoi. Ce să facă? Ce o sfătuiești pe Alexandra? Pe Alexandra? Da. Grădinița. Să facă ce simte, doamna Andreea, pentru că e clar că nu și-l dorește pe Gagea. La modul, băiatul pur și simplu trăgea de ea. Ea mai mult cred că a venit să danseze iar cu Patrick. Sau să-l vadă, sau să fie iar în prezența lui, pentru că n-a trebuit să insist prea mult. I-am zis, vino, dansează cu noi și... Avea a avut intenția de a veni, ba chiar a făcut un pas și Gagea a tras-o înapoi. Ce faci? Unde te duci? Vino, dansăm aici. Da. Și mi se pare că e... Alexandra, ți se pare ok? Mi se pare că e foarte... Ce auzi acum? Nu știu cum să nu zic. Nu mi se pare ok. Și? Păi asta e realitatea, ce poate să fie? Nu am putut să fiu eu.